Dacă în alți ani în preajma sărbătorilor de iarnă, sute de pensionari gojeni făceau coadă la ghișele casei de ajutor reciproc a pensionarilor pentru a obține un împrumut, acum lucrurile stau cu totul altfel. Nici măcar 100 de cereri nu sunt. Asta pentru că oamenii nu au bani să-și plătească datoriile restante. Avem în jur de 140 de poprieri în curs. Tomăm pe titular și pe giranți să știe că s-a depășit termenul și sunt predispuși la popriri. După aceea solicităm poprire pentru titularul de împrumut și în cazul în care nu se poate opri pensia acestuia, apelăm la pensiile giranților. Cei care au făcut tot posibilul să-și achite datoriile riscă să nu li se aprobe cererile, să nu primească un împrumut, deoarece casa de ajutor reciproc nu mai are bani. Mâine 30 avem ultima ședință în care se aprobă împrumuturi la toată lumea, rămânând ca în cursul lunii decembrie să acordăm împrumuturi, să aprobăm împrumuturi la cererile de zi cu zi până la 700 de lei, la persoanele care în noiembrie nu aveau 3 luni ca să poată să facă împrumut. Ce sumă împrumutați? 20 de milioane. Ce veți face? Îi folosim pentru lemne de iarnă. 18. Pentru ce o să folosim? Trebuie nevoi personale. Până la data de 23 noiembrie, circa 5400 de pensionari s-au împrumutat la CEARE, valoarea totală a împrumuturilor ridicându-se la suma de 9.200.000 de lei.